Ne întoarcem așadar la capitolul 13 din Cartea Apocalipsei. Zăbovim cam mult nu, în jurul acestui munte, dar sunt lucruri care merită să fie luate în considerație, să fie discutate. <coughs> Până aici am văzut fiare, Lupte, tensiuni, decrete, minuni mincinoase, semne, persecuții și e numai uh, normal, îndreptățit să ne întrebăm ce rost au toate acestea. De ce ne ocupăm de lucrurile acestea, de ce încercăm să găsim o explicație, o interpretare? Uh, pentru fiecare dintre ele. <coughs> pentru că Dumnezeu a pus la dispoziția noastră aceste informații, aceste descoperiri profetice și a făcut lucrul acesta nu atât pentru a spori cunoștințele noastre, nu pentru a ne face în stare să știm ce urmează. Adevărurile acestea ne sunt descoperite cu intenția ca pregătirea noastră, caracterul nostru să fie pregătit pentru viețuirea veșnică alături de Dumnezeu. Pentru a înțelege, sper, mai bine, Rostul acestor lucruri pe care le discutăm, aș vrea să apelez la o analogie care e la îndemână. E vorba de vremea alegerilor. În România, ca și în Europa și, de altfel, și în Statele Unite, de o vreme, spiritele au început să se agite, să se înfierbânte pe tema. Alegerilor. Până în perioada aceasta, am putea spune că majoritatea oamenilor, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin implicați politic, au ales o formațiune politică, un partid, să zicem. Iar această opțiune, această alegere, nu îi uh, identifică, nu îi separă pe oamenii. Majoritatea trăiesc, am putea spune, într-un soi de anonimat politic. Când vine însă vremea alegerilor, lucrurile se schimbă, societatea se polarizează, oamenii încep să afirme și se pun întrebări pentru că se vrea a se ști de ce parte este fiecare. Vor să știe pe cine susții, cu cine votezi și așa mai departe. Din punct de vedere politic, sunt mai multe partide. Chiar în zilele trecute am văzut la știri că în România s-au mai organizat două sau trei partide. Și probabil sunt și altele pregătite să facă lucrul acesta. Dar, în realitate, sunt doar două tabere, de stânga și de dreapta. Culori politice sunt diferite și multiple, dar, în realitate, sunt doar două tabere, de stânga și de dreapta, până chiar și conservatorii. Sunt tot de stânga sau, sau de dreapta. Din punct de vedere spiritual sau în planul religios, lucrurile stau oarecum asemănător, în sensul că sunt foarte multe denominațiuni, sunt foarte multe biserici, dar în realitate sunt doar două categorii, cele care sau cei care se închină lui Dumnezeu și cei care se închină satanei. Așa cum e în domeniul politic faci o alegere personală, hotărăști cui te asociezi, unde te duci, să zicem într o în ce biserică intri, dar vine vremea când Dincolo de alegerile personale pe care le facem în timpul vieții, vine vremea unei alegeri generale. Și despre lucrul acesta vorbește Cartea Apocalipsei, despre lucrul acesta vorbește capitolul 13. A venit vremea pentru ca istoria aceasta tristă și dureroasă a păcatului să se încheie. A venit vremea când locuitorii Pământului trebuie să decidă de ce parte sunt, pe cine susțin, ce autoritate recunosc, cui se închină, cu cine votează. Și tocmai pentru faptul că se apropie sfârșitul, Dumnezeu dă libertate Satanei și asociațiilor lui ca să se pregătească. În vederea acestei alegeri generale. Și, desigur, Dumnezeu face și El pregătirile necesare. În devoționalul Fi și Fice ale lui Dumnezeu, la pagina 50-51 sunt câteva afirmații pe care aș vrea să le supun atenției dumneavoastră. În înțelepciunea și în mila sa, Dumnezeu îi pune la probă pe oameni aici, pe pământ, ca să vadă dacă vor asculta de glasul său și de legea sa sau se vor răzvrăti așa cum a făcut satana. Aici, în această viață, este timpul pentru punerea la probă. Întreaga problemă este legată de ascultare. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inimă, nu are nicio vrășmășie față de legea lui Dumnezeu, ci ascultă de bunăvoie de toate poruncile sale. Uh, și aceasta înseamnă creștinism. Deci, esența creștinismului, semnificația de bază practică a creștinismului este această relație cu Dumnezeu exprimată prin atitudinea față de voia descoperită a lui Dumnezeu în legea sa. Iubirea este exprimată prin ascultare. Am putea spune că, dintr-un punct de vedere. Votăm în fiecare săptămână, în sensul că în fiecare săptămână participăm la serviciile religioase de închinare ale unei biserici. Am putea spune că este un vot local, un vot personal, dar, așa cum spuneam, urmează votul general, o sesiune generală când. Toată lumea va trebui să voteze, să ia o decizie. Desigur, că și Dumnezeu și Satana sunt interesați de majoritate. Mai mult decât atât am putea spune că Dumnezeu îi vrea pe toți oamenii. De aceea spunea Domnul Isus Hristos în Ioan 3 cu 16. Că dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul de a-l trimite pe Fiul Său în lume, să moară pentru noi, în așa fel încât nici unul să nu piară. Aceasta este preocuparea lui Dumnezeu. El ar dori ca toată lumea să voteze pentru El. Ar dori ca toți oamenii să aleagă viața. Desigur, și Satana are aceeași preocupare. Tot să voteze pentru el, doar că el nu poate oferi viața. El uh, ia viața. Uh, așa cum spunea cândva filozoful american Eric Frum, uh, cei care nu au uh, uh, harul uh, creativității, își găsesc uneori plăcere în distrugerea creației altora. Și lucrul acesta se întâmplă în ceea ce îl privește pe satana. El nu are puterea creatoare pe care o are Dumnezeu. Își induce sieși simțământul de superioritate după cum îi induce simțământul acesta al atotputerniciei sale oamenilor, Amenințându-i în fel și chip. El poate să ia viața dacă Dumnezeu permite lucrul acesta, dar nu poate să dea viața. Campaniile acestea de votare finală, am putea spune, se desfășoară, sunt bazate pe principii diferite. Pentru că uh, caracterul protagoniștilor Dumnezeu și satana este diferit. Pentru motivul acesta, strategiile sunt diferite. Dumnezeu dă libertate de plină pentru alegere, dar așa cum vedem în Apocalipsa 13, satana folosește amăgirea, minciuni, minuni mincinoase, după cum și constrângerea. <coughs> Elementul care face distinție, deosebire, între cei ce votează pentru Dumnezeu și cei ce votează pentru Satana este uh, un semn, nu? Așa ne spune capitolul acesta 13. Este un semn, este o zi de închinare, este una din cele 10 porunci. Din poruncile lui Dumnezeu. Este vorba de porunza a patra, este vorba de ziua de închinare, este vorba de sabat. Sabatul reprezintă testul credincioșiei, al loialității, dar și al unui caracter transformat, pentru că Dumnezeu este cel care sfințește sabatul și atitudinea față de sabat. Arată pe cine iubești, arată care este autoritatea pe care o recunoști, arată pentru cine votezi. Încă nu este semnul fiarei. Aici ni se spune că satana, fiara, are un semn diferit de semnul lui Dumnezeu. În Apocalipse 7, când l-am studiat, am văzut. Că Dumnezeu are un semn și îl aplică pe fruntea credincioșilor lui. Satana are și el un semn și, desigur, pentru amăgire trebuie să fie ceva asemănător, comparabil cu semnul lui Dumnezeu. Și dacă semnul lui Dumnezeu potrivit scripturii, este sabatul zilei a șaptea, pentru că așa spune Dumnezeu că a dat sabatul ca semn între noi și El, ca să se știe că El e Dumnezeul nostru care ne sfințește. Dacă sabatul zilei a șaptea este semnul lui Dumnezeu, satana care contraface lucrurile, vine și el cu un semn asemănător, tot o zi de odihnă, dar alta decât cea rânduită de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit chiar de la creațiune, ziua a șaptea a săptămânii, sabatul l-a binecuvântat și l-a sfințit și ni l-a dat nouă ca timp de închinare, de părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții. Satana vine cu un alt semn, cu un alt sabat, un pseudo-sabat, o altă zi de închinare și aceasta este duminica. Pentru că în creștinism sunt aceste două zile. Majoritatea, desigur, sunt de partea duminicii, a zilei întâi a săptămânii. Pe baza scripturii, putem spune că aceasta reprezintă semnul fiarei. Duminica reprezintă semnul fiarei. Este o afirmație drastică în sensul. Că ea poate fi percepută în mod ofensator? Sunt atât de mulți creștini care țin Duminica, vor fi oare aceștia condamnați la pierzare veșnică din pricina acestui lucru? Inspirația profetică spune următoarele. Tragedia Veacurilor 391. Creștinii din generațiile trecute au păzit duminica, fiind convinși că făcând astfel, ei păzesc sabatul biblic. Și astăzi mai există creștini adevărați în fiecare biserică, inclusiv în Biserica Romano-Catolică, ce cred cu sinceritate că duminica este sabatul rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu primește sinceritatea Scopului lor și integritatea lor înaintea lui. Dar atunci când păzirea ei va fi impusă prin lege, iar lumea va fi lămurită cu privire la obligația sabatului adevărat, atunci toți cei care vor călca porunca lui Dumnezeu pentru a asculta de un precept care nu are o altă autoritate decât cea a Romei. Atunci vor onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Ei aduc cinste Romei și puterii care impune instituția rânduită de Roma. Ei se închină fiare și chipului ei. Prin aceasta ei aleg semnul supunerii față de Roma, semnul fiarei. Și lucrul acesta nu se va produce până când problema nu va fi lămurită înaintea poporului. Iar oamenii vor fi aduși să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Iar aceia care continuă în elegiuire vor primi semnul fiarei. Prin urmare, nimeni am putea spune până acum nu a primit semnul fiarei și nu există primejdia încă de a primi semnul fiarei până când duminica ziua aceasta sabatul acesta fals va fi impus prin legislație civilă și până când oamenii vor fi conștientizați cu privire la diferența dintre cele două zile de odihnă și faptul, de faptul că Dumnezeu a binecuvântat și a Sfințit cu adevărat ziua a șaptea. Apocalipsa 13 ne spune că, la un moment dat, va fi creată o icoană a fiarei. Deci avem fiara care iese din mare, urmată apoi de fiara care vine din pământ. Fiara care vine din mare și-a pierdut puterea politică în 1798, când a primit așa-numita rană de moarte din 1929, și-a recuperat poziția și influența în lume, dar nu are putere. Politică. Are nevoie, prin urmare, de un aliat cu putere politică care să-i promoveze agenda. Și, potrivit Apocalipsei 13, avem fiara care iese din pământ, care reprezintă America Protestantă. Despre această entitate se spune că va crea o icoană a fiarei. În devoționalul Maranata, la 167, ni se spune, icoana fiarei reprezintă acea formă a protestantismului apostaziat care se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru a-și impune doctrinele. La un moment dat, Bisericile protestante din America vor căuta ajutorul puterii politice ca să își promoveze agenda lor religioasă. Am văzut în ocazia precedentă că în februarie, când uh, Trump s-a întâlnit în Tennessee cu potențialii săi alegători, discutând cu liderii ai protestantismului american, le-a promis acestora că dacă ajunge la Casa Albă, le va da posibilitatea să folosească puterea cum n-au folosit-o niciodată până acum. Despre ce putere este vorba? Pentru că Biserica nu are putere. În societate decât în interiorul ei, și aceea uneori e pusă sub semnul întrebării. Desigur, este vorba de puterea politică. Se deschid ușile, se deschide posibilitatea pentru ca Biserica să folosească, să se folosească de puterea statului. În continuare, Pana inspirată în Maranat 167 spune: Pentru ca Statele Unite să facă o icoană fiarei, trebuie ca puterea religioasă să controleze guvernul civil în așa fel încât autoritatea statului să fie angajată de biserică pentru împlinirea scopurilor ei. Și vă reamintesc ceea ce spunea Trump. Să aducem religia înapoi în America. Să aducem creștinismul, creștinismul înapoi în America. Deci el este dispus să folosească autoritatea statului pentru a augmenta autoritatea bisericii. Deci sunt uh, premizele pentru unirea statului cu biserica. Or, acesta este procesul care ne va duce pe toți în fața urnelor de votare, în sensul că ne va... Uh, Constrânge, oarecum vorbind, să uh, luăm o decizie, o atitudine și este ultima. Are repercursiuni uh, veșnice. Uh, spuneam că stat, biserica are uh, resurse, influențe și mecanisme limitate în comparație cu statul. Dacă se unesc însă, situația se schimbă. Satana este el însuși implicat, pentru că, spuneam, e preocupat de să-și asigure susținerea majorității și este hotărât să-și folosească inteligența lui multimilenară și puterea în așa fel încât să influențeze hotărător alegerea oamenilor. Aici, în versetul 15, când vorbește despre cea de-a doua fiară, despre America Protestantă, ni se spune: I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Este aici o, o, o imagine surprinzătoare să ai putere să dai icoanei fiarei. Imaginați-vă că sunteți într-un muzeu sau, să zicem, sunteți la Florența, în piața în care este expusă statuia, o replică a statuiei lui David, a lui Michelangelo, care reprezintă pe David. Am fost de vreo două ori acolo. E impresionant. Imaginați-vă că, în timp ce te uiți la statuia aceea deosebit de, de frumoasă, David începe să se miște și să vorbească. Ați auzit și am văzut în copilărie ce agitație s-a produs lângă o mănăstire unde se spunea că o icoană a Maicii Domnului a început să plângă și să plângă cu lacrimi de sânge. Este ceva șocant să vezi un tablou care vorbește, o statuie care se mișcă și vorbește. Este într-un anumit sens repetarea scenei din Genesa capitolul 3, când Eva, admirând pomul cunoașterii binelui și răului, e șocată de faptul că șarpele începe să vorbească. Ceva asemănător ni se spune că se va întâmpla în vremea sfârșitului. Cum atunci a fost un șarpe care a vorbit și a măgit-o pe Eva, convingând-o de faptul că el are adevărul, el spune adevărul. La fel se va întâmpla în vremea sfârșitului, șarpele vorbitor va vorbi de data aceasta prin această contrafacere, prin, prin icoana fiarei. În Maranata, la 161, mai îngăduiți-mi două-trei minute, nu, nu voi termina ceea ce mi-am propus, dar cât de cât, măcar un pasaj. Este descrisă în devoționalul Maranata la 161 o consfătuire între forțele întunericului. Satana și asociații lui fac planuri pentru viitor. Iată ce spune Pana Inspirată. Marele amăgitor spune, sabatul este marea chestiune care va decide destinul sufletelor. Trebuie să înălțăm sabatul creat de noi. Am făcut să fie deja acceptat de lume cât și de biserică. Iar acum biserica trebuie condusă să se unească cu lumea în susținerea acestui sabat. Trebuie să lucrăm prin semne și minuni ca să-i orbim față de adevăr și să-i facem să lase la o parte judecata și frica de Dumnezeu ca să urmeze obiceiurile și tradițiile. Îi voi învăța pe pastori să îndepărteze atenția credincioșilor de la poruncile lui Dumnezeu. Acestea sunt planurile satanei. Și în continuare, el vorbește despre susținerea faptului, susținerea sabatului fals prin legi și aplicarea de pedepse până la exterminare, exterminarea celor care nu se supun. Și în continuare spune, dar înainte de a recurge la aceste măsuri extreme, trebuie să-i prindem în lați. Pe cei care onorează Sabatul adevărat. Putem să-i despărțim pe mulți de Hristos prin Spirit Lumesc, poftă și mândrie. Ei se pot simți în siguranță, deoarece cred adevărul, dar se complac în apetit și pofte josnice, care vor face judecata confuză, vor distruge discernământul și vor determina căderea mai mult decât atât, în preocuparea lui de a măgi, aceea sursă, pagina 165, vorbește despre faptul că spirite demonice care vor impersona persoane apropiate și dragi care au trecut la odihnă, care au murit, Spirite vor declara că Dumnezeu le-a trimis ca să-i convingă de greșeala pe care cei care resping duminica o fac și că legile țării trebuie ascultate ca și legea lui Dumnezeu. Mare va fi indignarea stârnită împotriva celor ce refuză să primească mărturia lor. Lucruri. Greu de crezut, aproape imposibil de crezut. Într-o societate ca aceasta, cu orientare umanistă, omul să îl persecute pe om, într-o societate în care se luptă pentru toleranță, pentru libertate, să ajungi acolo încât pentru faptul că cineva ține o altă zi decât cea pe care o ții tu, să fii uh, dispus să îi, îi dai în cap da, sunt lucruri care pot să ne surprindă, dar care, sper în ocazia viitoare, vom vedea că sunt posibile. Sunt realități despre care vorbește Scriptura. Important este ca în timpul acesta de har, să ne pregătim. Pentru că spuneam mai la început că lucrurile acestea, descoperirile acestea, ne sunt date nu doar ca să avem mai multe informații cu privire la viitor, ci să avem un caracter pregătit pentru cer. Domnul să ne ajute la aceasta.